nume. Dumitrache Ion și Nelu Ploieșteanu, pseudonim. Mihalache. Prenume. Nelu. Ștefan, nu Relu. Ștefan. Locul și data nașterii. 16 decembrie 1950, Comuna Cioran, județul Prahova. București, 9 iunie 1982. Ce porecle ați primit până acum? La țară mi se spunea bombonel. O poreclă oam din naștere, Relu. Acum mi se spune Nelu Trubaduru. Cred că este o practică țigănească, cred. Salutați-vă între voi. Salutare, maestră. Te pup, Relu. Dubios, nu mă cheam așa. Aparțineți vreunei etnii? Da, etnia romă. Sunt țigan. Spuneți câteva vorbe în limba de baștină. E, asta nu știu, trebuie să învăț, nu știu. Nimic. Odel, todel, bachta. Ai lovența, ai gălbenența, ai binecuvântare. Unde este cel mai bun public pentru voi? În provincie. Cred că Turnul Severin. Alegeți între Fărămiță Lambru sau Gică Petrescu? Gică Petrescu. Fărămiță Lambru. Maria Lătărețu sau Romi Capuceanu? Romi Capuceanu. Ștefan Bănică senior sau junior? Amândoi. Acordeon sau țambal? Acordeon, că are clape. Connector sau Nelu Ploieșteanu? Connector și Nelu. Unde ați petrecut ultima vacanță? Prin muncă, la mama aia. Sinaia. Vă place să mâncați? Da, da, foarte mult. Ce? Ciorba de burtă. Tocăniță de cartofi. Care este băutura preferată? Whisky. Limonada. Care este cel mai cunoscut cântec al vostru? Cârciuma din cartier. Vara nu dorm. Fredonați. La cârciuma din cartier, unde se cântă și se bea. Eu vara nu dorm, nu am somn. Vreau într-o seară să plătesc cu amintiri din viața mea. Sunteți notiști sau urechiști? Urechiști. Plătiți impozite? Da, tot timpul. Asemănați-i cu un instrument muzical pe următorii. Dan Spătaru. Ah, l-am cunoscut, l-am iubit, i-am cântat la nuntă. Trompeta. Este o vioară, a fost o vioară Stradivarius și este. Mirabela Dauer. Un pian sentimental, frumos și bun. Tobă. Marius Moga. Chitară. Pian. Florin Salam. Sistem. Nu știu, dar nu e un instrument. Voce. Hai să spunem, bine, un instrument, acordeon. Și Ștefan Iordache. Tot pian, nu știu de ce. Regele instrumentelor. Aveți un idol? Da. Pe cine? Dan Puric. Gică Petrescu. Sfat pentru Connector. Relu, să-mi faci mie un tricou cu inscripția aia, sunt țigan. Și să nu te abați niciodată de la etnia ta. Maestre, am fontul. Promit că o să vorbesc cu cei de la Roton să facă un duplicat la tricou. Sfat pentru Nelu. Maestre, să faci bine să rămâi mulți ani în viață. Cultură generală. O clasă. În ce an au fost dezrobiți țiganii în România? Wow. Nu știu. Uite, nu știu exact anul. Dar îți pot spune că, din câte știu eu, Știrbeii, Vodă și Cogărnicianu au trimis peste 15 scrisori către statul român pentru dezrobirea țiganilor. Deci în vremea aia. Răspuns corect, 1866. 1866. Mi-a suflat-o, o să zic. Cum se numea filmul făcut de Emir Custurița în 1988? Pisica albă, pisica neagră? Uite că nu mai spuneți. Răspuns corect, Vremea țiganilor. Nu știu. N-am știut. Salutări pentru bebelușe. Le pup, le iubesc, îmi plac bebelușele. Din fericire. Salut! Și salutări pentru Cârcotaș. Îl pup mult de tot pe Șervan. Salutare, Cârcotașilor, mă bucur foarte mult că ai revenit, Șervan. Te salut cu mare drag, dezbrăcatule.